La sediul Fundației FIRE din Reghin s-a prezentat proiectul Antreprenoriatul, de la idee la succes. Acesta se referă la cei care vor să își dezvolte o afacere în localitățile unde există sub 50.000 de locuitori. FIRE-ul are ca obiectiv sprijinirea susținerea agriculturii private și a întreprinderilor mici și mijlocii. Când spun întreprinderi mici și mijlocii, ne referim la tot ceea ce înseamnă întreprindere mică și mijlocie din zona rurală, dar și din zona urbană ne referim mai cu seamă la orașele mici. O să vedem orașele mici din județul Mureș, dar și din județul Bistrița, Suceava și Argeș, la care ne vom referi. Astăzi este conferința de deschidere a proiectului Antreprenoriatul de la idee la succes, proiect cofinanțat din Fondul Social European. Proiectul își propune să dezvolte o serie de activități care vor veni în sprijinul întreprinzătorilor. Este vorba despre organizare de cursuri, organizare de sesiuni de informare, organizarea a 4 birouri de consultanță pentru antreprenoriat, în așa fel încât cât mai multă lume să știe să facă afaceri, să le facă de calitate, să poată să-și dezvolte activitățile pe care le fac. Celor care vor dori să își facă un viitor, fie că sunt mici întreprinzători ori angajați în astfel de instituții, li se vor pune la dispoziție sesiuni de informare antreprenorială, cursuri de formare și consultanță. Totodată li se va explica și cum trebuie să acceseze fondurile necesare dezvoltării unei afaceri. Pentru cei care sunt la începutul afacerii, dorim să îi sprijinim începând chiar cu inițierea în afaceri, să-i spunem ce documente trebuiesc pentru realizarea, unde trebuie să se adreseze și mai ales să-și prezinte ideea și noi să-i spunem dacă este viabilă și dacă poate fi finanțată în viitor. Împreună cu partenerii am folosit în principal experiența noastră în scrierea de proiecte și împreună am reușit să identificăm mai bine grupul țintă și ce fel de activități sunt real utile pentru ei ca să poată să răzbată prin aceste momente grele. Perfect, să ne spuneți numele și funcția vă rog. Anatolie Socolovski, coordonator tehnic pe cele 4 județe. Mulțumesc! Proiectul dorește încurajarea dezvoltării durabile prin promovarea culturii antreprenoriale, chiar și în rândul tinerilor. Se va elabora un plan de afacere, cuprinzând costurile acestuia și analizând rentabilitatea pe termen lung sau scurt a inițiativei. Astfel, mulți oameni vor fi scutiți de investiții suplimentare. Întreg proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial al Dezvoltării Resurselor Umane, dar este implementat de FIRE în colaborare cu ADES din Curtea de Argeș.